Un apartament aflat la etajul 6 al unui bloc rezidențial din municipiul Bălți a fost cuprins astăzi de flăcări. Potrivit reprezentanților Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri. Locul arderii a fost localizat rapid, iar salvatorii au asigurat evacuarea locatarilor de la etajele superioare pentru a preveni intoxicarea cu monoxid de carbon. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma incidentului, au ars mai multe lucruri dintr-o cameră a apartamentului. Proprietarul unei ferme de păsări a fost reținut pentru exploatare prin muncă. Mai multe persoane au fost reținute captive la o fermă de păsări din raionul Hâncești, fiind atrase la muncă silită, cu promisiuni că vor fi remunerate cu salarii între 6 și 10 mii de lei. Astfel, victimele au muncit fără a fi remunerate aproape un an. Între timp, angajații au cerut angajatorilor lor, în repetate rânduri, să semneze contracte individuale de muncă. Ultimii s-au eschivat de la această procedură pentru a nu achita impozite și plăți sociale. În timpul perchezițiilor în incinta fermei, dar și în construcțiile adiacente, polițiștii au identificat două potențiale victime cu vârsta de 25 și 30 de ani, ridicând și obiecte care pot servi la probe. Proprietarul fermei, un bărbat de 65 de ani, a fost arestat pe un termen de 30 de zile, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Victimele urmează a fi audiate în cadrul cauzei penale. Dacă va fi găsit vinovat, proprietarul fermei riscă o pedeapsă cu închisoare între 6 și 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate. O minoră de 14 ani din raionul Ungheni este căutată de poliție. Aceasta a dispărut pe 23 septembrie curent, după ce a părăsit școala unde învață. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, fata are 14 ani și este domiciliată în satul Pârlița din raionul Ungheni. Aceasta a ieșit din adiacentul școlii în care își făcea studiile și a plecat într-o direcție necunoscută. Persoanele care dispun de informații despre locul aflării acesteia sunt rugate să apeleze poliția la 112 sau 060-36-37-55. Adolescenta are înălțimea de 1,65 m, corpulență slabă, ochi căprui și păr șaten. În ziua dispariției, minora era îmbrăcată în blugi negri, tricou albastru și purta Adidas negri. Doi șoferi care circulau în stare de ebrietate pe trasee au fost reținuți de poliție. Primul a fost identificat pe una din străzile orașului Bălți. Tânărul în vârstă de 23 de ani, un cetățean străin, se deplasa cu o trotinetă electrică. Deși avea o concentrație de alcool de 0,44 mg per litru în aerul expirat. Astfel, acesta a fost condus la Inspectoratul de Poliție pentru documentare și riscă amendă de până la 12.500 de lei sau chiar arest contravențional pentru 15 zile. Un alt caz a avut loc în Chișinău pe 25 septembrie. Oamenii legii au fost alertați de către martorii oculari, precum că un șofer cu un comportament inadecvat ar conduce neuniform un automobil cu o anvelopă deteriorată. Polițiștii au localizat mașina pe strada Grenoble, iar la volanul se afla un bărbat de 34 de ani, cu comportament asemănător consumatorilor de droguri. Individul a refuzat să-i fie prelevate probele biologice și, prin urmare, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit noului regulament, șoferii care refuză testarea alcool scopică sau antidrog riscă amenzi între 100.000 și 150.000 de lei sau până la 4 ani de pușcărie, iar dreptul de a conduce le va fi anulat. Doi tineri au fost reținuți în capitală după ce ar fi agresat și jefuit un bărbat în plină stradă. Infracțiunea a avut loc în seara zilei de miercuri. Tinerii de 18 și 21 de ani s-ar fi apropiat de victimă, un bărbat de 75 de ani, iar după un schimb de replici, unul dintre tineri i-a aplicat mai multe lovituri și l-a deposedat de telefonul mobil, după care au fugit. În scurt timp însă, în urma măsurilor întreprinse de oamenii legii, hoții au fost identificați și reținuți. În cadrul audierilor, aceștia au declarat că telefonul a fost deja vândut. Unul dintre bănuiți a fost reținut pentru 72 de ore, iar altul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile de o astfel de infracțiune riscă închisoare de la 5 la 7 ani. Un
un străin s-a pornit la drum cu bagajul plin de medicamente. Cazul a fost înregistrat de către funcționarii vamali la aeroportul internațional Chișinău. După efectuarea controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor de la ruta München-Chișinău, astfel în bagajul de cal al unui israelian de 58 de ani a fost descoperit lotul comercial de medicamente. Produsele farmaceutice au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional.